Nu consider că la momentul acesta am notorietatea respectivă, sincer vorbind, pentru a candida la funcția de președinte al Consiliului Județean. Am spus că nu am notorietatea, nu că am, nu am pregătirea și cunoștințele necesare. Sau că n-aș putea să am un proiect foarte bun și sănătos și serios pentru Giurgiu. Dar totuși să ne vedem... Asta a declarat public liderul fostului Partid Democrat Liberal Giurgiu, Gheorghe Ștefan, în urmă cu circa 2 săptămâni, mai exact în data de 23 ianuarie. Se pare însă că în intervalul de timp trecut de atunci, notorietatea lui Gheorghe Ștefan a crescut vertiginos, pentru că luni, 9 februarie, acesta făcea o nouă declarație, diametral opusă. Intenționez la modul cel mai serios ca la anul să candidez la Consiliul Județean. Am văzut că anumiți lideri invocă starea de sănătate ca să fie absolbiți de anumite funcții. Eu sunt inginer de meserie și vreau să spun că și reciproca e valabilă. Am să invoc și eu starea de sănătate perfectă, fizică și mentală în care mă aflu și coroborate cu pregătirea profesională, cu statutul social și cu experiența pe care o am. Cred că împreună cu dumneavoastră și cu giurgiuvenii pot să fac un proiect de județ foarte bun. Gheorghe Ștefan spune că nu intenționează să plece din Giurgiu și că trebuie să se schimbe modul de lucru la Consiliul Județean, la adresa căruia a lansat o serie de critici dure. Dezaprob numirea domnului Buduru în funcția de director al muzeului. Mi se pare o brăznicie. E mult prea mult. E mult prea mult pentru județul ăsta. Un muzeu de istorie e o chestie super calificată. Cum să mă duc eu, inginer sau ce-i fi, între muzeografii? Ce mă califică? Ce mă recomandă chestia asta? La fel de mult dezaprob numirea în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean a domnului Matei. Dom'le, numai de dragul de a face majorități, fără finalitate în interesul cetățeanului și al giurgiuveanului, nu are sens. Eu, Ștefan Gheorghe, în calitatea de președinte al fostului PDL, spre exemplu, n-am cerut nimic în schimb pentru voturile celor 3 consilieri județeni ai PDL. Păi dacă eu nu cer nimic pentru voturile alea, că așa mi se pare firesc, suntem în aceeași barcă și trebuie să mergem în continuare înainte, atunci hai să luăm decizii și să punem oameni cu care să nu ne fie rușine. Revenind la decizia de a candida la președinția Consiliului Județean, Gheorghe Ștefan spune că este vorba despre o decizie personală pe care a adus-o la cunoștința șefului său de partid, Vasile Blaga. În final, Gheorghe Ștefan și-a nuanțat puțin declarația inițială. E acum o decizie că vreau să candidez, însă o să facem un studiu sociologic și dacă alți colegi din PNL vor sta mai bine decât mine, datoria mea va fi să-i sprijin pe ei. Dacă domnul Beianu va sta mai bine în sondaje decât stau eu, la credibilitate, la notorietate, la toate cele care duc la mai multe voturi, cu mare drag îi las locul și îl sprijin ori pe dânsul, ori pe oricine altcineva. Domnul Mustățea interzice să mai candideze. Sau domnul Mustățea să candideze. Este mai bine sondaj. Vroiam, am spus doar, nu înțelegeți greșit, că mă alătur celor ce vor să candideze, poftim.